dar cum așa. Așa. Și ca să o facem. Domnului să rugăm, Doamne Mirește. Doamne Dumnezeu nostru, care ai dispus apostolului pentru despechetățile din vasul cel de față din masă de vânză, cele ce Dumnezeu a curățit unul numit spurcate și necurate, însuți binecuvintează și proapa ta aceasta care a ajutat la naștere și la aducerea pruncii acestea și o învrednicește a intra neîntinată în Sfântă Biserica ta și a primit dumnezeiștile tale taini și a avea parte de cerească ta împărăție. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și înțelepciunea Tatălui și Fiului și Sfântului, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De acum am credințat nașilor. Așa. Puteți să faceți cu rândul. După ce se botez. Deci după ce momentul în care am băgat o cristeliță, după aceea să dăm jumătate. Când plânge mai tare, iau eu. Ați mai botezat până acum? Da. Câți finuți aveți? Eu 3. Numai 3, eu am crezut că ajungeți la 10. Eu nu mai am. Nu plânge alcool. De acum să aveți până la numărul de 10. Știți cum e. Da. Din momentul de față v-ați îmbrădnicit să fiți și părinți spirituali ai lui Miruna Ștefania. Da? Păi și așa. Ați adus și, cum se cheamă, lumânare, la lumânare. Înaintați. Așa. Lumânare, o aprinde. Nu acum, după bătesc. Să spui. Vă spun eu, tati. Așa. Nu mai ori. Spun așa cum. Așa. Domnului să ne rugăm, Doamne, Dumnezeu, mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. În numele Tău, Doamne, Dumnezeul adevărului și al unui născut Fiului Tău și Duhului Tău celui Sfânt, pun mâna mea peste roaba Ta aceasta, Miruna Ștefanie, care s-a învrednicit a scăpa către numele Tău cel Sfânt. A se păzi sub acoperământul aripilor tale, depărtează de la ea înșelăciunea cea veche și umple pe ea de credința cea cu tine, de nădejde și de dragoste, ca să te cunoască că Tu ești unul Dumnezeu, Dumnezeu adevărat și unul născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Tău cel Sfânt. Dă-i să umble spre toate poruncile tale cele plăcute și să săvârșească, că de va face omul aceasta viu, va fi prin ele. Scrie-o pe aceasta în cartea vieții tale și o unește cu turma moștenirii tale, ca să preaslăvească de ea numele cel Sfânt al Tău, al iubitului Tău Fiu, Domnului nostru Iisus Hristos și al Duhului Tău celui de viață făcător. Să fie ochii tăi căutând întotdeauna cu milă spre ea și urechile tale să asculte glasul rugăciunii ei, veselește-o pe ea întru tot lucrul mâinilor ei și în neamul ei și să se mărturisească ție, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miliște. Ceartă-te pe tine, diavole, Domnul cel ce a venit în lume și s-a sălășuit între oameni ca să surpe tirania ta, și pe oameni să izbăvească cel ce pe lemnul crucii a biruit putere cele potrivnice, soarele întunecându-se și pământul clătinându-se, mormintele deschizându-se și trupurile sfinților sculându-se, care a zdrobit cu moarte pe moarte și a surpat pe cel ce avea stăpânirea morții, adică pe tine, diavole, jură-te cu numele lui Dumnezeu care a arătat pomul vieții și a rânduit heruvim și sabie de foc ce se întorcea de-l străjuie. Cu tremuri te depărtează, căci te jur cu numele acelui care a umblat ca pe uscat pe valurile mării și a certat viforul vânturilor, a cărui căutătură seacă adâncurile și groaza lui topește munții, ca acela și acum îți poruncește prin noi, teme-te, ieși și te depărtează de la zidirea ta aceasta și să nu te întorci, nici să te ascunzi în ea, nici să o întâmpini pe ea, nici să lucrezi împotriva ei, nici noaptea, nici ziua, nici dimineața, nici la amiază, ci te du în iadul tău până în ziua cea mare a judecății. Teme-te de Dumnezeu cel ce șade pe ruvin și caută spre adâncuri, de care se cutremură îngerii, arhanghelii, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cu câte 6 aripi, de care se cutremură cerul, pământul, marea și toate câte sunt în ea. Ei și te depărtează de la cea însemnată, noul ales ostaș al lui Hristos Dumnezeu nostru, căci te jur cu numele aceluia care umplă pe aripile vânturilor și face pe îngerii săi duhuri și pe slujile sale pară de foc. Ei și te depărtează de la zidirea ta aceasta cu toată puterea ta și cu toți slujitorii tăi,
că s-a preastăvit numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește, Domnul să vă aud. Dumnezeului Israel, Cel ce tămăduiește toată boala și toată neputința, caută spre roaba Ta aceasta Miruna Ștefania. Cearpă, cercetează și depărtează de la ea toată lucrarea diavolului. Ceartă duhurile cele necurate și o depărtează și o curățește cu lucrul mâinilor Tale și lucrând cu grabnica Ta lucrare, zdrobește de grabe Satana sub picioarele ei și dă biruinței ei asupra duhurilor celor necurate, ca dobândim mila Ta să se învrednicească de tainile Tale cele nemuritoare și cerești și Ție slavă să înalțe Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpâne, Doamne, Cel ce ești, Cel ce ai făcut pe om după chipul și după asemănarea Ta și ai dat lui putința de a dobândi viața de veci, după aceea căzând prin păcat, nu l-ai trecut cu vederea ce ai rânduit mântuirea lumii prin întruparea Hristosului Tău, însuți primește în împărăția Ta cea cerească și făptura Ta aceasta pe care ai zidit-o din robia vrăjmașului, deschide ei ochii gândului ca să strălucească în ea lumina Evangheliei Tale, însoțește-i viața ei cu îngeri de lumină, ca să se izbăvească ea de toată mântuiala potrivnicului, de întâmpinarea celui viclean, de demonul cel din amiază și de nălucirile cele rele. Depărtează de la ea pe tot vicleanul și necuratul duh, care se ascunde, se încuibează în inima ei. Depărtează de la dânsa pe tot vicleanul și necuratul duh, care se ascunde, se încuibează în inima ei. Depărtează de la dânsa pe tot vicleanul și necuratul duh, care se ascunde, se încuibează în inima ei. Duhul înșelăciunii, Duhul vicleșugului, Duhul strușirii dorești a toată lăcomia, Duhul minciunii a toată necurăția care lucrează după învățătura diavolului, fă-o pe ea, oaie cuvântătoare, turme celei preasfinte a Hristosului Tău, mădular cinstit al bisericii Tale, fiică și moștenitoare a împărăției Tale, ca după poruncile Tale viețuim și păzim pe cetea nestricată, ferind veșmântul neîntinat, să dobândească fericirea sfinților într-o împărăția Ta. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, are unia născut Fiului Tău, cu care împreună ești binecuvântat cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acum o să vă întoarceți în partea asta. Dumneavoastră o să veniți aici în pământ. Soțul meu. Acum o să vă pun la câteva încercare așa mai. Te lepezi de Satana și de toate lucrările lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui? Mă lepăd. Te lepezi de Satana și de toate lucrările lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui? Mă lepăd. Te lepezi de Satana și de toate lucrările lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui? Mă lepăd. Așa. Te-ai lepădat de Satana? M-am lepădat de Satana? M-am lepădat de Satana. Suflă și scuipă pe el. Suflă și scuipați pe trei ori. Așa. Acum ne întoarcem la loc. Te unești cu Hristos? Mă unesc cu Hristos. Te-ai unit cu Hristos? M-am unit cu Hristos. Și crezi lui ca unui împărat. Și Dumnezeu. Acum o să vă dau crezul ca să citiți aici. De aici, așa. Aveți dumneavoastră atunci. Hai, jos. Da, uitați de aici. Cred într-un Dumnezeu, Tatăl atotțitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut și nefăcut. Cel ce o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și Fiul este închinat și slăvit, care a grăit din proroci, într-una sfântă, subornicească, apostolească, biserică. Mărturisesc, îmbotez, spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului, ce va fi să fie. Amin. Te unești cu Hristos?
M-am unit cu Hristos. Te-ai unit cu Hristos? M-am unit cu Hristos. Și crezi Lui? Cred Lui ca unui împărat și Dumnezeu. Te-ai unit cu Hristos? M-am unit. Și crezi Lui? Cred Lui ca unui împărat și Dumnezeu. Te-ai unit cu Hristos? M-am unit cu Hristos. Și te închin Lui? Mă închin Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, treimii cele de o ființă și nedespărțite. Amin. Binecuvântat este Dumnezeu, Cel ce voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Acum și porurea și în vecii vecilor. Amin. Fați-vă mai aproape. Da? Da. Dacă ați intrat acolo, dacă nu, Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește, Stăpâne, Doamne Dumnezeul nostru, cheamă pe roaba Ta aceasta minună, Ștefania, către luminarea Ta cea sfântă și o prendicește de acest dar mare al Sfântului Botez, dezbracă-o pe ea de omul cel vechi și o înnoiește în viața cea de veci și o umple cu puterea Sfântului Tău Duh spre unirea cu Hristos, ca să nu mai fie ea fiica trupului, ci fiica împărăției Tale, cu bunăvoința și cu harul unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântată este împărăția a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserii și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru cinstita preoțimei și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Miluiește. Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Pentru ca să se trimite harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului, Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Pentru ca să vină peste apa aceasta lucrarea cea curățitoare a treimii celei mai presus de fire, Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Pentru ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței și a drepte credințe prin venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Pentru ca să se arate apa aceasta izgonitoare de toată bântuială vrăjmașilor celor văzuți și a celor nevăzuți, Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Pentru ca vrednică să se facă din împărăția cea nestricăcioasă roaba Ta aceasta, miruna Ștefania, ce se botează întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Pentru miruna Ștefania care vine acum la Sfânta Luminare și pentru mântuirea ei, Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Pentru ca să se arate ea fiica luminii și moștenitoarea veșnicilor bunătății, Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Pentru ca să se facă ea împreună sădită și părtașă morții și învierii lui Hristos Dumnezeul nostru, Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Pentru ca să-și păzească ea haina botezului și logodirea Duhului neîntinată și fără de prihană în ziua cea înfricoșătoare a lui Hristos Dumnezeul nostru, Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Pentru ca să se facă ei apa aceasta baia nașterii din nou spre iertarea păcatelor, spre îmbrăcăminte de nestricăciune, Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Pentru ca să audă Domnul Dumnezeul nostru glasul rugăciunii noastre și pentru ca să fim izbăviți ea și noi de tot necazul, mânia, primeștia și nevoia,
Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns pe lauda minunilor Tale. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre minunile Tale. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Că Tu de bunăvoie toate aducându-le dintr-o neființă într-o ființă cu puterea Ta ții făptura și cu purtarea Ta de grijă chivenisești lumea. Tu din patru stihii ai așezat făptura cu patru vremi, ai încununat curgerea anului. De Tine se cutremură toate puterile îngerești, pe Tine Te laudă soarele, pe Tine Te slăvește luna, în Ție se pleacă stelele, pe Tine Te ascultă lumina, de Tine se îngrozesc adâncurile, Ție slujesc izvoarele. Tu ai întins cerul ca un cor, Tu ai întărit pământul peste ape, Tu ai îngrădit marea cu nisip, Tu spre răsuflare ai revărsat aerul, puterile îngerești Ție slujesc și cetele arhanghelului Ție se închină. Heruvimii cei cu ochii mulți și serafimii cu câte șase ari, împrejură stând și zburând de frica slavei Tale cele necuprinse se acopere. Că Tu, Dumnezeu, fii necuprins de gând și de cuvânt, fără de început ai venit pe pământ chipul nostru luând într-o asemănare omenească făcându-Te, că n-ai răbdat, Stăpâne, pentru îndurările milei Tale să vezi în neamul omenesc chinuit de diavol, ci ai venit și ne-ai mântuit pe noi, mărturisim harul Tău, vestim mila Ta, nu tăinuim facerea Ta, devine toată firea omenească, ai izbăvit-o. Pântecele Fecioare l-ai sfințit cu nașterea Ta. Toată făptura Te laudă pe Tine, Cel ce Te-ai arătat că Tu, Dumnezeu nostru, pe pământ Te-ai arătat și cu oamenii ai petrecut, Tu trimițând din cer pe Duhul Tău cel Sfânt, ai sfințit curgerile Iordanului și capetele balaurilor care se încuibaseră acolo le-ai zdrobit. Tu însuți, dar iubitorule de oameni împărate, vino și acum cu pogorârea Sfântului Tău Duh care sfințește toate, și sfințește și apa aceasta. Amin. Însuți, dar iubitorul de oameni împărate, vino și acum cu pogorârea Sfântului Tău Duh și sfințește și apa aceasta. Amin. Însuți, dar iubitorul de oameni împărate, vino și acum cu pogorârea Sfântului Tău Duh care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Și dă-i harul izbăvirii, binecuvântare Iordanului, fă-o pe ea izvor de nestricăciune, dar de sfințenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli, diavolilor, feire de putere cele potrivnice neatinsă, plină de putere îngerească, să fugă de la ea pisma și zidirii Tale, că am chemat, Doamne, numele Tău cel minunat, slăvit și înfricoșător pentru cei potrivnici, să se zdrobească sub semnul chipului crucii Tale, toate puterile cele potrivnice. Amin. Să se zdrobească sub semnul chipului crucii Tale toate puterile cele potrivnice. Amin. Să se zdrobească sub semnul chipului crucii Tale toate puterile cele potrivnice. Amin. Să se depărteze la ea toate nălucirile cele din văzduh nearătate și să nu se ascundă în apa aceasta Duhul cel întunecat. Rugăm-ne Ție, Doamne, nici să se pogoare la aceasta ce se botează Duhul cel viclean, care aduce întunecarea gândurilor și turburarea cugetului. Ci Tu, Stăpâne, a toate arată apa aceasta, apă de izbăvire, apă de sfințire, curăție a trupului și a sufletului, dezlegare legăturilor, iertare păcatelor, luminarea sufletului, baia de a doua naștere, înnoirea Duhului, ale de evidere, vărbimite de Să se îmbrace în cel nou care este noi, ca fiind împreună să se facă părtași la
curajul împieritare, păzind darul Sfântului Tău Duh și sporind așezământul Harului, să ia plată chemării cele de sus, să se numere cu cei întâi născuți înscriși în cer, pentru Tine, Dumnezeul nostru, Iisus Hristos, că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care celor ce erau cu noi în corabie le-ai trimis porumbelul, arătând în gura ramură de măslină semnul împăcării și al mântuirii prin potop, ai închipuit prin acestea taina Harului și ai dat rodul măslinului spre împlinirea Sfintelor Tale taine, care prin el ai umplut de Duh Sfânt pe cei ce erau în lege, iar pe cei ce sunt în Har îi faci desăvârșiți. Însuți binecuvintează și acest undelemn cu puterea, cu lucrarea Sfântului Tău Duh, să se facă acesta ungere de nestricăciune, arma dreptății, înnoirea sufletului și a trupului, izgonirea toată lucrarea diavolească, spre înlăturarea tuturor răutăților pentru cei care se ung cu credință și vor gusta din el, spre slava Ta, unuia născut Fiului Tău, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte, aleluia. Să luăm aminte, aleluia. Să luăm aminte, aleluia. Și sfințește pe tot omul care vine în lume, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se unge roaba al Dumnezeu Miruna Ștefania, cu îndelemnul bucuriei, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spre tământuirea sufletului și a trupului, spre ascultarea credinței. Așa. Dacă mă ajutați cu mâinuțele, da? Să ținem așa. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Ca să umblem cu cărările Domnului. Așa o țineți tot așa puțin acoperită până când... Da, pune și pe ce? Bagă și mai aburece la vorbeța. Tu și mai două găleate. Mai două găleate. Ca să tu să umbleți mai ușor. Bun, așa. Da. 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 Mai de. Poate. Mai de. Poate. Poate. 37,6. Da, da, da. 0,5, da? Da? Pune, pune, da. Pune. Pune, pune. Am zis să ia, da? Nu, da. După aceea trebuia să-l confiesc, că ți-ai las Sfințele. Așa. Ți-ai ajut? Nu mai puțin. Nu pui mai. Da? Se botează roaba la Dumnezeu Miruna Ștefania în numele Tatălui, amin, și a Fiului, amin, și a Sfântului Duh, amin. Așa, așa, gata, gata.
venit să așa fac. Nu îmbrăcați acum, imediat vin în casă. Să vii într-un ceas bun, să vă trăiască firuța. Dar mă țineți așa până la sfârșit, da? Așa. Domnului să ne rugăm, și dumnezeiască a Sfințirii prin ungerea cea făcătoare de viață care și acum ai bucurit a naște, din nou pe roaba ta aceasta, Miruna Ștefania, nouă și luminată prin apă și prin dușă, îi dăm din iertare păcatelor celor de voi. Că Tu ești Dumnezeu nostru, Dumnezeu care miluiești și mântuiești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cetea Darului Sfântului Duh. Cetea Darului Sfântului Duh. Cetea Darului Sfântului Duh. Așa. Acum. Cetea Darului Sfântului Duh. Haideți. Cetea Darului Sfântului Duh. Pe cetea Darului Sfântului Duh. A piciorul și acum. Pe cetea Darului Sfântului Duh. Așa. Pe cetea Darului Sfântului Duh. Așa, așa. Așa, așa. Ia să mai facem așa. Nu fi eu. Acum puteți să o țineți așa îmbrăcat în... în... Așa. În Hristos v-aș îmbrăca, aleluia, când Hristos v-aș boteza, Hristos v-aș îmbrăca. Înțelepciune! Din Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel citirăm. Să luăm aminte! Fraților! Auziți-te toți cât în Hristos Hristos ne-am botezat, dintr-o moartea Lui ne-am botezat. Deci ne-am încăpat și El moarte prin botez. Pentru că precum prin solta mea din mori, prin slavă Tatălui așa să învârși noi dinunăcirea vieții. Căci dacă am fost acoiți pe El, prin asemănare moștitului, atunci vă fi părtați în vieții lui. Cunoscând aceasta că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El,
ca să se nimicească trupul păcatului, pentru a nu mai fi rog ai păcatului. Căci cel care a murit a fost curățit de păcat, iar dacă a murit împreună cu Hristos, credem că vom și găsui împreună cu ele. Știind că Hristos învia din morți nu mai moare, moartea nu mai are stăpânirea asupra lui, căci ce a murit păcatului odată pentru totdeauna, iar ce trăiește, trăiește lui Dumnezeu. Așa și voi, socotiți-vă că sunteți morți păcatului, dar vii pentru Dumnezeu. În Hristos Iisus, Domnul nostru. Pace ție, cititorului. Aleluia, aleluia, aleluia. Înțelegere, trebuie să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și evanghelist Matei citire. Doamne ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte în vremea aceea, cei 11 ucenici au mers în Galileea, la muntele unde le poruncise lor Iisus. Și văzându-l s-au închinat lui ei care se îndoiseră, și apropiindu-se Iisus le-a vorbit lor zicând: mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne Dumnezeule, care prin spălarea botezului dai strălucire cerească celor botezați, cel ce-a doua oară ai născut pe roaba ta aceasta miruna Ștefania nouă și luminată prin apă și prin duș și ai dăruit iertare păcatelor celor de voi, celor fără de voi, pune peste ea mâna ta cea puternică și o păzește cu puterea bunătății tale, ferește arvuna nefrată și o învrednicește ca bine plăcând ție să dobândească viața de veci, că Tu ești Sfințirea noastră și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor! Capetele noastre Domnului să le plecăm! Cel ce s-a îmbrăcat întru Tine, Hristoase, Dumnezeu nostru, ție împreună cu noi și a plecat capul Său, păziște-o să rămână ostașă nebiruită împotriva celor care poartă în zadar dușmânia asupra ei și asupra noastră. Arată-ne pe toți biruitorii până la sfârșit ca să primim cununa cea nepieritoare. Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi. Și ție slavă înălțăm preunși celui fără de început al Tău, Părinte și Preasfântului și bunul și viață Făcătorului Tău, Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îndreptat, Tu te-ai luminat, Tu te-ai sfințit, Tu te-ai spălat, Tu te-ai... În numele Tatălui și al Fiului, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Haideți să mergem acolo la măsuță. E mai bine așa, da? Da. Acum puteți să o îmbrăcați, nu mai fi ca să ne puneți nimic, da? Să ne rog pas, bravo. Să ne rog pas, bravo.
nu pun fiul de aia, să pun. Bine, cuvintează-o împreună cu nașii ei și le dă lor să gândească toată lumea ta și să facă cele bine și ție. Și tot de oameni cu Dumnezeu ești și cu slavă lui. Tatălui și Fiului și Sfântului. Prin mâna mea, Părcătosului și Nevrednicului, Sfântitorului Tărbeotă Sfântilor, iacu Duhul cel Sfânt, ca spărind cu creșterea și părunțele bătrâneților, să-ți înalțe slavă și să vadă bunătățile Ierusalimului pentru toate zilele vieții sale. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și minăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului, acum și pururea, cele vecii vecilor. Eu așa cum îi domnul i-a Se tunde roaba lui Dumnezeu, îmi iruna Ștefania, numele Tatălui, măi, nu vrei să dai la vizor, și al Fiului, și al Sfântului Duh. Punem și căciul ăsta? Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, pe Maria, ca aducă preția cu sine și miluiește-ne, miluiește-ne, Doamne, miluiește-ne, Doamne, miluiește-ne. Pentru sănătatea și Doamne,
De Miruna Ștefania și pentru noi toți este un moment de bucurie, pentru că nu e așa, în momentul în care se botează cineva, aduce și pricinuiește totodată în sufletele noastre, aș spune eu, dragostea lui Dumnezeu și tot ceea ce este mai frumos și mai plăcut nouă, pentru faptul că vine o ființă nouă în viață și nu vine oarecum, ci vine cu Hristos, pentru că îl primește pe Hristos în trupul său și prin afundarea aceasta întrăită nu face altceva decât, așa cum am mai spus-o eu de multe ori la botez, primește buletinul de creștin ortodox. Nu-i așa? Fiecare dintre noi, atunci când ne botezăm, primim această taină a botezului, dar aș spune eu, nu numai taina botezului, ci taina mirungerii și taina Sfintei Împărtășanii, pentru că prin acestea nu facem altceva decât să punem început bun al vieții noastre. Pe de altă parte, vedeți dumneavoastră, acest moment de bucurie nu face altceva decât să aducă o nouă datorie. La casa ei și de ce nu botezând și ea mai departe, așa cum dumneavoastră ați făcut acest dar mare. Fie ca bunul Dumnezeu să-i dea tot ce își dorește și nu numai, ci și părinților și dumneavoastră ca și mea. Bine păzește, Doamne, pe Romitoria, Irina, Gabriela și Marius Bogdana și acestei frunci, dându-le lor sănătate sufletească și trupească, spor ajutor și lungime de zile, recunoști și fericiția. Claudiu Gheorghe și Raluca Elena, dându-le lor sănătate sufletească și trupească, spor ajutor și lungime de zile, pentru mult și fericiția. Sănătate sufletească și trupească, spor ajutor și lungime de zile, pentru mult și fericirea. Așa, să veniți să o împărtășim și după ce o împărtășim, revenim aici ca să o iau, să o încheiem la Sfânta Catapetea, la Sfânta Biserică și toate cele mai. În afară de asta, asta este Hai acolo, Gabi!
Hai încă. Vino pe aici. Și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău, că sângele Tău. Deci mă rog, Ție miluiește-mă și mi-iartă greșealele mele, cele de voi, cele fără de voi, cele cu știință, cele cu neștiință. Și mă vrănește, fără eu sunt, să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor, spre viața de veci. Amin. Cinei tale, cele de taină, astăzi, Fiul Dumnezeu, părtaș, mă primești, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă zic ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta când voi veni. Nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cuvintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu, Mirela Ștefania. Cu trupul și sângele Domnului și Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, pe iertarea păcatului, spre viața de veci. Amin. O plecut, așa nu fi eu. Tatăl și a fiu și a scumpului Dua, cum și prolea și lumea și vechi. Sărcește la Bărbunezul, Mirona Ștefania, Mirona Ștefania, Mirona Ștefania, și a scumpului Dua, cum și prolea și vechi. Ește la Bărbunezul, Mirona Ștefania, Mirona Ștefania, Mirona Ștefania, Mirona Ștefania, Mirona Ștefania, Mirona cealaltă parte o să ia noșica, da? Așa, aveți grijă cu față, așa. Să fie într-un ceas bol, o lăsați.